Am ajuns la pasul de a observa mingea cum se deplasează spre țintă. Pentru a reuși lucrul acesta, trebuie să ne asigurăm că accelerăm prin minge. Cel mai ades întâlnim greșeala aceasta la început. Ne ducem sus și pe măsură ce ne apropiem de minge, decelerăm. Crosa nu mai trece cu viteză prin ea. Interesant de știut că cercul nostru nu s-a terminat la minge. Mingea este pe loc și la tenis și la oricare alt sport. Nu te oprești efectiv când lovești mingea, ci parcurgi o distanță apreciabilă după. Același lucru observăm și noi. Vă rog să fiți atent la sunetul pe care determină acest mâner al crosei. Îl țin în mod special invers, clubul acesta, pentru a auzi. Observați că intensitatea sunetului este mult mai mare jos. Este important să se audă așa și nu să nu se audă deloc sau să audă sunetul sus în loc de la minge. Bun, un alt mod de a urmări mingea într-o manieră corectă și ne asigura astfel că mingea se duce unde vrem, pas spre țintă. Acest exercițiu este la îndemâna dumneavoastră, fie că e antrenamentul acasă, în grădina proprie, fie că este la teren. Contact cu mingea. Putem chiar lovi minge în modul acesta. Punem mingea pe tee, ca în fața noastră. Pas spre țintă. Un exercițiu simplu. Un exercițiu care putea să vă ajute. Pentru ca grupele musculare ale organismului nostru să înregistreze o mișcare corectă, vă îndemn să faceți și următorul exercițiu. Vom determina din încheieturile mâinilor, crosa deschisă la contact, închisă și respectiv dreaptă la contact. Puteți să faceți de asta dată cu picioare apropiate, avem nevoie neapărat de o bază largă pentru cercul nostru și ne ducem sus, întoarcem crosa, observație deschisă. Ne ducem sus, întoarcem crosa, este închisă de data aceasta. Încă o dată, pentru crosă dreaptă. Observați? Crosă dreaptă. Haideți să ne așezăm la minge, să se vadă mai clar. Crosă deschisă. Da? Crosă închisă. Clar. Îl puteți vedea dumneavoastră, îl poate vedea și colegul care vă supervizează. Crosă dreaptă la minge. Un exercițiu foarte util pentru a ne asigura că mingea este dreaptă la contact. Mâini despărțite, lovim astfel mingi. De ce facem lucrul acesta? În cerc avem nevoie de larghețe. Și anume, când mă duc în spate, mâna mea stângă întinsă, ca și când aș da noroc cu cineva. Când mă duc în față, mâna mea dreaptă este întinsă, ca și când aș da noroc cu cineva. Același lucru facem dacă vom ține mâinile despărțite pe crosă și lovim în maniera asta mingi. Mă duc în spate și mă duc în față. N-am nevoie de un cerc larg, mă pot duce până unde e paralel cu pământul și lovesc în maniera aceasta mingi. Pentru a mă asigura că mingea se duce pe direcție. Este foarte important să obținem aceasta. Da? Și nu cine știe cum altfel. Ok, un ultim exercițiu util la acest pas. Final cu crosa pe umeri. Este finalul acela de revistă pe care fiecare dintre noastre îl dorește. În momentul în care trimite o fotografie unui prieten lăudându-se că joacă golf, în mod sigur va vrea să fie văzut în postura aceasta de final. Însemnând, fața e complet către țintă, bazinul este întors complet către țintă, mâinile sunt mai sus decât linia ochilor, da? Fie că e cross așa, fie că ne-am întors până la final, cum o să vedem că este necesar să lovim cu crosele mai mari din geantă, este bine, dar iarăși este important ca piciorul să fie pe vârful lui. Piciorul în timpul întoarcerii se va întoarce pe partea interioară a lui, iar la final va arăta în modul acesta. Vă doresc sesiunea de fotografieri plăcută!